tot despre handbal și acum îl avem invitat pe Gabi Armanu, antrenorul băieților de la Handbal Club Buzău. După un an la Buzău? După un an și... și un pic. Aproape jumătate. Așa? Cum e? E frumos. Buzău respiră handbal. Pe lângă celelalte sporturi, măcar în lumea în care ne învârtim noi aici în oraș, Buzău respiră handbal și are viziune pentru handbal. N-a fost așa bun, n-a fost un pas înapoi, să zicem, dar a fost totuși și în sfere mai înalte și ați venit la Buzău la o echipă care e obișnuită să lupte pentru evitarea retrogradării. Când am hotărât să vin la Buzău, am avut o discuție amplă cu Georgian Bădugu, cu președintele clubului, și mi-a pus în... sau am discutat despre ceea ce își dorea să facă. La Vaslui, la momentul respectiv, eram tot undeva, antrenam în sfera retrogradării și am considerat că e un pas înainte. Poate am antrenat și echipe naționale, am antrenat și alte și grupări și Călărașul, dar ceea ce am găsit aici la Buzău, la nivel de organizare, la nivel de condiții, pot spune că sunt printre cele mai bune din țară. Cred că astăzi Buzău, dacă va reuși să creeze un lot, nu știu dacă vom avea vreodată bugetul lui Dinamo, dar condițiile le avem mai bune. Ați avut un obiectiv fixat pentru anul ăsta, locul 6-8, ceva de genul 9? De ce lumea strâmbă din nas la locul 8? Eu asta nu o să înțeleg niciodată, pentru că exact asta vorbeam. Până acum eram acolo jos, cu săbile și cu cuțitele scoase în permanență. Clubul este relativ nou, cred că are 6 ani de Liga Națională, acesta fiind al 6-lea, și în primii 5 ani s-a salvat de la retrogradare. Un an, 4 ani. Am avut un an bun, cu un loc 7. Sezonul trecut a fost, nu am participat la baraj, cred că am antrenat pe locul 9 sau 10, și ne-am propus să facem mai mult. Ca să fiu sincer, obiectivul nostru pe care îl consideram realizabil, pentru că ai un obiectiv care știi că poți să realizezi și un obiectiv pe care ți-l dorești să realizezi. Obiectivul nostru realizabil era lui. Iar obiectivul pe care ne doream să-l realizăm ar fi fost un loc de cupă europeană, 5-6, 4-5, dar eu cred că lucrul ăsta putea face în sezonul viitor. Chiar dacă nu ne place să vorbim despre arbitraj, noi am condus sau am locuit pe locul 6 în campionatul național sau Liga Zimbrilor, dar avem 4 sau 5 cupluri de arbitri care au fost suspendați după jocurile noastre. Nu spune nimeni că au făcut-o intenționat, doar că au greșit în defavoarea noastră. Și dacă mai adunăm 12 puncte, visteria pe care o avem acum, cu 6-5 era acum. Cred că locul deja era cu 5 de mult. Și e dezamăgitor să știi că ai muncit, că ai ocazia să, sau că regulamentul îți permite să primește un 7 metri sau un 9 metri sau o lovitură liberă sau orice acțiune de atac sau de apărare în favoarea echipei tale o ai și te trezești că nu o primești. Și atunci te întreb, jucătorul acela care trebuie să facă diferența, a obținut 7 metri. Plecați frustrați la cabină, sunteți nervoși, salariile sau primele intră sau nu intră, încep reproșurile, încep bisericuțele, lumea din tribună începe să strâmbe din nas? Eu zic că am adus oameni în sală, venind acum aproape 2 ani, un an și 6-7 luni. Prima mea dezamăgire a fost că nu aveam niște suporteri. Erau prietenii, erau copii, juniorii 3. Talibanii handbalului, iubitorii pur și simplu de handbal. Sincer, îmi doream să văd acea atmosferă pe care o vedeam la fete. Veneam cu mare drag să văd, așa și când am jucat la Dinamo sau când am jucat cu echipa națională sau la alte cluburi, la Fibrex Nylon să vinești, sălile erau pline, lumea. Și am zis, noi nu putem aduce oameni în sală decât prin rezultat. Am terminat undeva turul de campionat pe locul 5. În luna februarie ne-a găsit pe locul 5 și la momentul acela aveam... Excelent turul de campionat, da. Nemaipomenit. Atunci nici nu au fost atât de multe probleme de arbitraj. Noi am solicitat vehement federației să ia măsuri, dar cred că și dacă am fi făcut după meciul cu Turda de memorie și aceia erau suspendați, dar nu vreau să mai vorbesc despre ei. Până la urmă vorbim despre ceea ce putem face noi.
de viziunea pe care o avem noi și echipa de seniori creează în jurul ei foarte multe emulații. Acum 2 ani când am venit, un an, 6 luni, aveam doar o echipă de junior 3. Astăzi Buzăul are încă o echipă de junior 2, mai are o echipă de tineret. Există premizele a făptui și o echipă de junior 1 și ceea ce am realizat la Bacău în 5 ani de zile, noi am realizat la Buzăul 2. Piramida naturală de creștere a tinerilor din județ. Vom căuta pentru echipa de seniori ca al treilea jucător pe post să fie localnic. Român, să spunem prima dată, și tânăr. Deci vom avea, așa cum a fost promovat Gopșa Andrei de la echipa de tineret, de la 4, deci are 19 ani împliniți, și l-am văzut marcând cu Dinamo, l-am văzut marcând cu Turda, cu alte echipe, cu Sighișoara. Vrem să facem același lucru și eu știu că pot. Și altor pot. Am făcut-o și cu alți jucători care astăzi sunt la echipa națională. A mai apărut un Ștefan Arman, un extrema stângă, el fiind o perioadă accidentat, un Florin Drăgoi, un Denis Riza, care este buzoian, un Petrus Cristian, care este buzoian. Încercăm să transferăm MVP-ul de la Tech și jucător care acum este legitimat la Steaua până în vară. Încercăm să facem lucruri, zic, cu viziune. Așa cum a spus, clubul din Buzău are viziune și vrea să crească sănătos în handball, să crească handballul sănătos. Au și la echipa de seniori copiii ăștia câteva modele de urmat, câțiva idoli, să spunem, sunt jucători care cu siguranță au rupt plasele în Champions League. Noi avem în antrenorul a jucat în Champions League, da, știe da. Cu ce să mănâncă. Eu pot să spun că orice copil pe care practică handballul are un idol. Și atâta timp cât îi vede la antrenament, ei se antrenează după orele noastre de antrenament sau noi ne ajungem să ne antrenăm după orele lor de antrenament, în momentul în care noi ajungem la meciurile lor, căutăm să venim și veți găsi un Mitrovici, un Malasins ca jucători cu state vechi în Champions League, uitându-se la un meci al juniorilor 2 de la HC Buzău, ce poate fi mai important pentru copii? Când trec pe aici pe lângă noi și bat palma cu noi sau când poartă același echipament, aceeași siglă, aceeași stemă. Mare mândrie și mare bucurie pentru copiii ăștia. Da. Ei, cred că de-aia s-a și înfăptuit atât de repede. Noi la Bacău, am zis, a durat 5 ani de zile să pot crea o piramidă, am pornit doar de la junior 3, dar nu am reușit să interconectez echipa de seniori, pentru că era un club separat Știința cu un club separat CSM Bacău. Pe când aici, fiind cu toți împreună, suntem ca o familie. Am vorbit cu președintele Băducu și mi-au spus că din sezonul viitor, din vară, vor pleca 2 jucători, vor veni 2. Asta înseamnă că nucleul echipei e deja format. Locul 8, probabil 7, dacă rupem norii cu Vaslui și cu Constanța, e acolo. Deci nucleul de jucători e acolo. Ideile de joc sunt deja pentru că antrenorul rămâne. Rămâne doar să îmbunătățim pentru sezonul viitor. În primul rând sper să nu mai avem. Am avut și noi greșelile noastre, nu putem să dăm vina doar pe arbitraj, am avut și noi erorile noastre și meciul cu Bacău e un moment în care cred că nici în ziua de azi nu știu ce s-a întâmplat, am avut 4 goluri și în 2 minute jumătate ne-am trezit la minus 1. Cu greșeli pe bandă rulantă până am reușit să punem sunt momentele alea de blackout în care... Aia a fost, dar asta a fost și discuția la nivelul clubului, să încercăm să păstrăm lotul cât mai compact și să completăm acolo unde chiar avem nevoie. Și aveam mare nevoie, deoarece am stat sezonul ăsta doar cu un Inter stânga, de meserie, cu Ivan Mosici. Ceilalți jucători care au jucat pe postul respectiv au fost transferați, să zicem așa, de pe postul de centru și am reușit să transferăm un sportiv, zic eu, bun și am mai completat postul de pivot. Speranțele sunt normal pentru mai bine. Ceea ce se va întâmpla sezonul viitor depinde nu numai de voi, cât și de nu știu dacă neapărat de soarta alegerilor, pentru că oricine va veni la Consiliul Județean, sponsorul vostru, nu cred că își va lua mâna după echipa asta care e frumoasă și care produce ambiție, energie și care produce
suflet și care produce scânteie pentru Buzău. În momentul în care oamenii aceia care au venit la sală, suporterii care vin, mulți sau puțin, eu sunt convins că vor veni din ce în ce mai mulți, așa cum au venit mulți până în februarie-martie, între timp s-au mai disipat o parte dintre ei. Mă bucur că reușim să avem galerie. În primele etape noi nu am avut, deci asta înseamnă că ei s-au mobilizat să vină să ne susțină. Am avut galerie la Focșani, am avut galerie în deplasare, lucru la București, deci e clar că suporteri există, și dar eu sunt convins că orice finanțator își dorește o echipă în prima ligă, pentru că ăsta este crema. Obiectivul meu propus pentru sezonul viitor și cel pe care știu că o să-l realizăm este minim locul 6, și atunci tot ce va fi în sus va fi bonus. Și eu zic că e o creștere normală. Când am semnat cu HC Buzău, echipa era pe locul 11. Ulterior am terminat pe locul 9, acum am terminat pe locul... Terminați pe 8. Oricum e probabil 7. O liniște teribilă înaintea finalului de campionat. Pentru cei care sunt la retrogradare, voi deocamdată... Da, cred că e primul sezon în care Buzăul nu are un stres, poate și sezonul în care a avut terminat pe locul 7, dar noi eram aici, să aibă un stres vis-a-vis de mergem la baraj, nu mergem la baraj, retrogradăm, nu retrogradăm. Așa a fost să fie, iar eu cred că sunt obiective realizabile, sunt primul țel al nostru, trebuie să fie un joc frumos, trebuie să fie oamenii aduși la sală. Când voi vedea că sala s-a umplut și va fi ca la fete, cum am văzut la meciurile fetelor, atunci pot să zic că mi-am îndeplinit misiunea. Domnule Armanu, multă baftă! Doamne, și tăi!